Tragedie la pelerinajul de Sfânta Parascheva, o femeie de 61 de ani cu probleme cardiace a murit astăzi în timp ce aștepta la coadă pentru a se închina la racla cu moaștele sfinte. Medicii au fost nevoiți să intervină în alte 30 de cazuri pentru a le acorda celor cu probleme medicale primul ajutor. Peste 20.000 de persoane din toate colțurile țării au stat la rând pentru a se închina la osemintele sfinte. Femeii s-a făcut rău în timp ce aștepta la rând pentru a se închina la moaștele sfintei cuvioase Parascheva. Pe fondul oboselii, dar și al lipsei hranei, i s-ar fi făcut rău. Imediat la fața locului a ajuns o ambulanță pentru a-i acorda bătrânii primele îngrijiri medicale. După ce medicii au efectuat primele manevre de resuscitare la fața locului, femeia a fost dusă la spitalul Parhon din Iași, însă nu a mai putut fi salvată. Starea pacientei fiind foarte gravă, a fost necesară intervenția medicului nostru de pe ambulanță, care a găsit pacienta în fibrilație ventriculară, ulterior intrând în stop cardio respirator, s-au început imediat manevrele de resuscitare cardiopulmonară, pacienta fiind transportată în curs de resuscitare la spitalul Parhon, unde, din păcate, nu după mult timp a decedat. Pelerinii au fost marcați de tragedia femeii. S-a întâmplat, a chemat-o cuvioasa, așa a fost, deci a fost ea cerută să moară aici. Așa a vrut Dumnezeu, nu este întâmplător și asta e lucru foarte mare. Când la niște sfinte moaște pățește așa ceva... Dumnezeu să o ierte pe cea care a murit. Veni și să se închine, dar nu aduce anul ce aduce ceasul. Numai dacă ești de asta, bolnav. Dacă avem credință cât un bob de muștar, dacă am avea credință cât un bob de muștar, am mutat și munții din loc. Acesta nu a fost singurul incident de la procesiunea sfântă. 30 de persoane au leșinat în timp ce așteptau la rând pentru a ajunge la racla cu osemintele sfinte. La Iași au ajuns în pelerinaj peste 20.000 de credincioși. Pelerinii au început să se așeze la rând încă de joi pentru a ajunge la racla cu moaștele sfinte, așezată în curtea Catedralei Mitropolitane. Din Galați. Din Galați. Când ați ajuns în Iași? Pe la 11:30. Și cât rămâneți în Iași? Până de seară. Sau până luni. Dar de unde sunteți? Petra Neamț. Mă rog. Și unde stați în zilele astea? Aveți unde... În catedrală, lângă cuvioasa. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru iertarea de păcate și... Pentru copii. Pentru copii. Pentru toate greutățile care le avem. Veniți an de an la Sfânta? E primul an. Din cauza aglomerației, mai multe străzi din jurul catedralei au fost închise circulației. Jandarmii au format un culoar de acces pentru pelerinii care vor să atingă Sfintele Moaște. Autoritățile se așteaptă ca în zilele următoare numărul pelerinilor să crească. Peste 1200 de polițiști și jandarmi asigură ordinea publică pe perioada pelerinajului religios de la Iași.